sus, hai, hai, sus. Hei, salut! Acum să vă văd, ce credeți? A plâns sau n-a plâns Erica? Răspundeți la sondaj. Te-ai speriat? Te-a dat jos. Ce voiai să spui? Rutina mea de seară. Salutare, dragilor. Haideți că Erica n-a mai apucat să... Da, Codrine. Erica n-a mai apucat să zică nimic pentru că ați văzut, Sasha a dat-o jos. Nu știu ce a făcut Sasha, dar eu încă râd de tine, tata. Da. Așa cum zicea și Erica, astăzi vom face rutina de seară. Pentru că pe aia de dimineață am făcut-o, așa cum ați cerut-o, la fel o vom face și pe cea de seară, pentru că, la fel, ați cerut-o. Ce-i, tati, ce-i? Să nu pui mâna acolo, da? Aia este a lui Sasha. Și aia tot a lui Sasha este. Băi, stați așa, ce faceți aici? Nu vă uitați așa că e o mică discrepanță, eu sunt tricou și ea, Erica, stai un pic, hai să prezentăm întâi outfit-ul tău, vino încoace. Așa, deci hai să vă arătăm cum sunt îmbrăcat. Da, Erica, căciulă, fashion number one, căciula lui bunica. Geacă și pantaloni și cizmulițe. Erica, un mare like dacă vă place îmbrăcămintea Ericei. Like acolo. Codrin. Codrin, la fel. Stai un pic, Codrin, salopețică, de-a întregul, de sus până jos. Asta am comandat-o special de la el, pentru că, da, tati, pentru că, să vă spun, el fiind mai năzdrăvan, se duce, se aruncă așa pe jos, se rostogolește, face așa din astea și tot timpul se murdărește. Și trebuia în fiecare zi să-i spălăm hainele. Acum nu mai avem nevoie pentru că salopeta asta este super. E impermeabilă și... Și nu se murdărește, asta e treaba, hai, fugi la joacă acolo cu Erica. Și voiam să vă mai arăt o chestie. Până ajunge la rutină, aici știți că era cușca cățelului. Sasha, vine aici, Sasha, treci la cușcă. Hai, la cușcă, fetița. Erica, ia vină-o cu aia, spune tu, ce era aici, în partea asta? Era cușca lui Sasha, aici era unde dormea. Așa, aici era cușca. Iar aici era gardul ăla. Așa. E? Hai aici. Surpriză, nu mai este. Și uitați-vă și la mine cum sunt îmbrăcat în caz că n-ați observat până acum. Galoși mai mici cu două măsuri. Pantaloni și tricouri, evident. Și cățelul care... Hai, Sasha, vine aici, hai, sus. Hai, fetița. Nu are chef acum. Și da, hai să vă terminăm povestea. Am mutat acolo cușca. Codrin nu arunca în mine, tati. Mutăm acolo cușca pentru că aici vom pune să fie spațiu verde și va fi foarte frumos. Da. Hai să ne jucăm un pic cu Sasha, după care mergem în casă, da? Erica, unde este mingea? Ai ambele, sunt cu aia. Deci îi place la nebunie mingea aia. A spart mingea lui Codrin. Hai, hai că mingea noastră. Sasha! Sasha! Sus, 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 hai, hai, sus! Și aici, sus, sus, hai că poți, 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 hai, încă o dată. Sasha. Hai, de data asta ți-l las. Bravo! Uite, așa ne jucăm cu dânsa, o antrenăm. Se aleargă după minge și tot așa înainte. Am făcut și cu dânsa videouri. Ia uitați ce-am făcut acum! Uite, așa îi fac cu Codrin aproape în fiecare zi, cu roaba, pentru că îi place bum 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 bum. Codrine, ține-te bine pentru că pleacă imediat Formula 1. Ai făcut mingea aia razant pe fața lui Codrin. Tati, era să dea Erica o minge pe spui.
L-ai strâns fata pe față, ia uite-l. N-am vrut. Trebuie să vedeți, ia uitați. Ia uite, tot e murdar pe față. M-am mulțumit așa mingea aia și e plină de salivă și mizerie. Și când a dat Erica cu șutul în ea, au sărit pe fața lui Codrin. De ce mâncase să-l scolăm, gata, vă las. Gata, am intrat în casă, spălăm mâinile. Cum spălă tati mâinile corect? Așa. Next, treci la spălat. Vine aici. Freacă bine mânuțele. Hai, freacă. Bine, bine. Nu, n-ai spălat bine. Frige? Uite așa. Hai că am dat mai rece. Freacă bine mâinile. Freacă. Hai, freacă bine mânuțele. Bravo, Codrin. Te speli bine. Acolo. Erica, ce faci? Pregătește să mergi la masă pentru că mami, ce faci? Mami, pune de mâncare. Ce avem aici, bunuț, mămăligă? Și cu ce e asta, mama? Tocăniță din aia cu ceapă și cu carne. Wow! Și Erica, asta e din aia bună. Yummy. Mm? Da, aia, uite, poaie aici, asta este porția ta și acolo este poftă mare, Erica. Vezi că frige foarte tare, că abia a luat-o de pe foc, vai. Este foame, că ai stat acolo. Vai. Ia, unde-i? Te-ai frit? Te-am mușcat de limbă, nu? Dacă nu ești atentă. Băi, tu ce faci aici? Dar de ce stai așa ascunsă? Să nu te vadă mama? Da. Uitați un pic la ea acum. Uite-o mama cum stă. E aici. Wow, acolo. Am reușit să trecem de mașini. Yay! N-am reușit să trecem de mașini. Mașina! Codrina are o problemă cu mașinile, se pare. Mașina! Hai, ce mai vedem aici? Gata. S-a terminat? Erica, dar tu ți-ai schimbat poziția între timp, tata? Da. Nu ți-a plăcut așa? Te-a întors invers? Da. De ce stai așa? Mama. Hai, ridic-te, nu mai sta acolo. Du-te și stai și tu pe canapea, nu te mai ascunde. Fugi. Bunica, cealaltă bunică și nepoții. Un tablou de bunicu. Mita, bunica. Asta cine? Trezirea, Erica! Ce faci tu? Dormi pe jos? Dacă ți este somn, fuguța la nani, nu? Uite, Codrin, acum și el vrea. Trezirea, Codrin! Trezirea, băi! Ia uitați aici. A făcut iarăși primică cineva. Acușica este gata. Până la noi, da, să te zici, facem pâinea. Poftim? Pâinița e acolo, din aia bună, yummy! Da. Da. Îi punem aici câte o cană. Punem acum. Punem miere. Avem aici miere pe care o punem în lăptic. Haide, mă! Și curs una, un pic de cacao și am preparat băutura magică, ca să zicem așa, Codrin. Ia uitați-o, cum e acolo are aici, ia. Dizolvăm bine ce ești. Poftim, dragă, lăpticu. Mulțumesc. Ia și-l bea și hai la nani. Poftă mare. Ați băut lăptic, vă spălați pe dinți un pic. Iuhu! Stai, Codrine! Am fost. Da, lasă. Lasă papuci, mă, Codrin, mă. Mănămitu. Ta-t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 a
ce s-a întâmplat? Ia zi. Tam, tam, tam. Asta s-a întâmplat. Dați-vă un pic mai încolo, bagă picioarele acolo înăuntru. Noapte bună, Erica, somn ușor. Noapte bună, Codrin, somn ușor. Stai învelit, da? Noapte bună! Noapte bună și vouă! Acesta a fost vlogul nostru cu... Rutina de seară. Rutina de seară. Gata, noi ne-am băgat la somn. Noapte bună!